Pictura bisericii din localitatea Pădureni, județul Constanța, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a binecuvântat și lucrările de restaurare a lăcașului de cult efectuate în ultimul an. În continuare, în biserica ocrotită de sfinții împărați Constantin și Elena și sfântul ierarh Nectarie, a fost săvârșită sfânta liturghie. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat parohiei, ierarhul a oferit diplome de recunoștință binefăcătorilor. Biserica din localitatea Pădureni a fost construită între anii 2014 și 2015, pe locul unei biserici mai vechi.